Salutare, sunt Denisa Coca și împreună cu Alicia, astăzi vom face câteva exerciții pentru dezvoltarea auzului muzical. Ceea ce ne va ajuta foarte mult este cunoștința despre intervale. Ce sunt intervalele și la ce ne ajută? Ei bine, voi face un alt clip în legătură cu aceste informații, dar până atunci, haideți să ne încălzim puțin vocea, având așa la bază aceste intervale. Înainte, o să facem puțină respirație. Noi deja ne-am încălzit cu respirație, dar o să facem câteva și împreună cu voi. Hai să inspirăm atunci profund. Încordăm și dăm afară pe litera S. Încercăm să dozăm aerul, să dăm cât mai puțin aer. Eventual, ne imaginăm că avem o lumânare în fața gurii. Așa. Cât mai puțin, abia să se audă. Inspirăm din nou. Puteți să faceți și voi împreună cu noi. Până va face Alessia 10 respirații, am să vă spun câteva informații despre aceste intervale. Ce sunt acestea? Este pur și simplu distanța, înălțimea dintre notele muzicale, de la do, de exemplu, la do. Și acestea sunt 8 la număr. Avem prima, secunda, terța, quarta, quinta, sexta, septima și octava. E necesar să cunoașteți aceste informații despre intervale. Și nu există un artist care să nu stăpânească aceste intervale. Fie că este pianist, fie că este chitarist, fie că este solist vocal, este foarte important să cunoașteți aceste intervale. Bun, încă una. Respirația ne ajută să ne dezvoltăm diafragmul, acel mușchi care se ocupă cu susținerea vocală. Să stăpânim bine, bine notele muzicale. Bun, cred că putem începe. Hai să ne jucăm atunci întâi cu prima. Da? Prima vine termenul de la prima. Din italiană, la prima, da? Deci e logic. Prima, prima, este primul interval. Să nu uităm acest nume. Bun. Și ce conține prima? Prima nu are nimic ca distanță între notele muzicale. Este pur și simplu aceeași notă de două ori. De exemplu. Do, do. Și sigur ați întâlnit în unele piese muzicale o notă care să se repete de minim două ori. De exemplu, care îmi vine în minte acum rapid, este Never mind, I'm fine. Da? Deci, Never mind, I'm fine. Primele 4-5 sunete se repetă de mai multe ori. Aceea este prima. Hai să ne jucăm puțin cu doar cu nota do. Luăm ce literă îți place ție? A, O, M. A. A. Hai să luăm litera A. Și vom face primul exercițiu. Și. Așa, foarte bine. Acesta este foarte simplu. Mergem mai departe. Mergem la secundă. La secundă. Aici sunt de două feluri. Secunda mică și secunda mare. Secunda mică are ca distanță un semiton. Da? Pentru că știm că distanța dintre note se măsoară în ton și în semiton. Hai să facem atunci un exemplu de secundă mică. Vom avea do și do diez. A, a, tu singură? A, așa, încă o dată. Atenție să avem bine, bine stabilă vocea pe notele muzicale. Atunci când atacăm prima notă să fie exactă. A, foarte bine. Aceasta este înălțime de un semiton. Da? Deci o secundă mică. Dacă ar fi să luăm doar notele naturale, adică clapele albe,
am avea mi și fa și si și do. Atunci, hai să cântăm și mi și fa și si și do. Pentru că atunci când avem în piesele muzicale, ne va fi mult mai ușor. Creierul nostru ne memorează aceste înălțimi. Și atunci când noi avem de cântat o piesă muzicală și avem aceste intervale, nu vom falsa. Pentru că avem undeva în memorie aceste note muzicale și ne va ajuta să cântăm corect. Bun, o să facem... Foarte bine. Da, acum nu ne concentrăm pe interpretare, să iasă cât de frumoasă vocea, ci pur și simplu pe înălțim, pe auzul muzical. Să fie cântate corect sunetele. Bun, hai să mergem și pe si și do. Pe A. Foarte bine. Ok, acesta este semitonul. Deci ne-am jucat doar cu secunda mică. Mergem mai departe. Secunda mare. Ce va avea secunda mare? Ce am spus care secunda mare în ca și distanță? Secunda mare. Hai să calculăm. Între do și re, ce este? Semiton. Ton. Deci, mare atenție. Trebuie să stăpâniți foarte bine distanțele dintre note, da? Ce se află între treptele muzicale, între do și do, do și re, mi și fa, fa și so. Bun. Dar acum nu o să mă leg de astea. Pe tine o să te pedepsesc după oră, că nu le știi. Bun, mergem la secunda mare. Foarte bine, aceasta este secunda mare. Bun, mergem mai departe, mergem la terță. Terța, la fel, este de două feluri. Avem terță mică și terță mare. Terța, și numele o spune, T3-3, da? Este a treia. Trebuie neapărat să avem în componența sa trei clape muzicale. Și, bineînțeles, între trei clape muzicale nu ai decât să ai ori două tonuri, da? Dacă sunt note naturale, două mi, ori un ton și un semiton. Deci, terța mică va avea un ton și un semiton, iar terța mare va avea două tonuri. Hai să cântăm atunci. Foarte bine. Și acum vom face o chestie. Terța se folosește foarte mult în industria muzicală. La fiecare piesă comercială pe care o auziți, fie că este muzică ușoară, internațională, rock, manele, folclor și așa mai departe, veți întâlni o a doua voce în spate, dacă stați să fiți atenți, o a doua voce în spate, care va face o terță, poate terță superioară sau terță inferioară. Există terță superioară și terță inferioară. Terța superioară, de exemplu, este aceasta, în urcare, de la do la mi, în urcare. Așa se va auzi. Hai să facem un exercițiu. Tu cânti nota principală și eu îți voi face terța. Una, două, trei și... Așa va suna o piesă muzicală în care cineva va face terța altcuiva. Sau tu, pur și simplu, când înregistrezi la studio, vei înregistra întâi vocea principală și îți vei face tu singur terța. Hai să auzim cum se aude terța inferioară. Uneori se folosesc pentru a fi mai plin acolo pe piesa muzicală, se folosește și terța inferioară. Avem, da? Do, nota principală, vocea principală și eu îți voi face din nou terța inferioară. Rămâi pe nota ta. Este foarte important să rămâi bine, bine pe nota ta. Pentru asta este nevoie de exercițiu, de stabilitatea vocii. Hai! Exact, cam așa va suna o terță inferioară. Bun! Am stat mai mult puțin pe terță pentru că aceasta, după cum am spus, se folosește cel mai des în industria muzicală. Mergem mai departe. La cvartă. Cvarta are în componență două tonuri și un semiton. Cvarta, și numele o spune, cvarta, patru, cvartă, că trebuie să avem în componență patru clape muzicale. Do, re, mi, fa. Deci patru note. Hai să cântăm.
foarte important. Ați văzut, ați observat, este foarte important să cunoaștem aceste intervale, pentru că sunt niște salturi, practic. Și noi în piesele muzicale, când avem de cântat, avem niște salturi acolo, niște intervale. Practic din asta este formată o piesă muzicală, din niște intervale acolo calculate. Și atunci îți va fi mai ușor să cânti, să nu falsezi. Bun? Da. Hai să mergem mai departe la cvintă. Quinta, și numele o spune, dar nu are 4 de data aceasta. Hai să reținem quinta, cinque, 5. Da? Trebuie să avem 5 clape muzicale. 5. Da? Do, re, mi, fa, sol. Și hai să cântăm. A, a, și. A, a. Foarte bine. Aceasta este cvinta. Mergem mai departe, la sextă. Ei bine, aici trebuie să avem 6 clape muzicale. Bun. Și hai să încercăm. A, a, și. A, a. Foarte bine. Bun, mergem la septimă. Atenție, un pic mai sus. Așa, da? Este un salt mai mare de data aceasta. Trebuie să fii foarte concentrat. Ok? Să faci acest salt cât de corect posibil. Bun, și mergem la ultima. Octava. Este practic aceeași notă, da? La o distanță de 8 clape. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Exact. Acest interval se folosește de obicei la punctul culminant al unei piese muzicale, da? Când vrea să scoată în evidență un mesaj, un pasaj. Na, 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 na. De exemplu, la piesa de la Titanic, acolo nu mai rețin exact care vers, acolo e foarte, foarte în evidență acest interval de octavă. Bun, cam acestea sunt intervalele muzicale. Iar acum o să ne jucăm puțin așa între ele, ca și exercițiu, cu câteva dintre ele. Hai să luăm întâi o secundă. Și facem mi, la, și mi, la. Foarte bine. Mergem la o terță. Hai să încercăm o cvintă. Așa. Bun, hai să mergem la... O să luăm o terță și o cvintă. O să le luăm deodată. Și mai multe aici am avut terțe, sextă și așa mai departe. Hai să mai inventăm încă unul. Am folosit și o secundă mică aici, da? Și încă o dată. Foarte bine. Cum ați observat, deja se formează linii melodice. Deci intervalele muzicale nu că sunt necesare. Nu există muzică fără să cunoști aceste intervale. Eu sper că v-a fost de puțin folos, v-a fost de folos aceste exerciții și aceste informații. Noi ne vom pune acum să exersăm mai departe. Dar am zis să împărtășim puțin cu voi din acest minunat curs împreună cu Alicia, care este o fată cu care chiar poți să faci treabă și chiar poți să... E o fată flexibilă și la voce și la atitudine și de asta este nevoie la un artist. Un artist trebuie să fie deschis, să învețe, să aibă voință și să persevereze chiar dacă greșește. Vă doresc și vouă măcar puțin din voința pe care o are Alicia și dorim și ei succes, dar și vouă. Vă pupăm și o zi frumoasă! Nu uitați să dați subscribe!